Muzeul de Istorie Galați, în parteneriat cu Asociația pentru Renașterea Galațiului, va deschide publicului larg două expoziții care își propun să recreeze ceva din atmosfera epocii comuniste dintre anii 1947 și 1989. Intitulate Incursiune în cotidianul comunist și Decorații românești din epoca comunistă, cele două manifestări muzeistice propun vârstnicilor nostalgici sau tinerilor curioși să intre în cadrul generic al vieții de zi cu zi în comunism, marcat de propaganda epocii, sugerată de afișe din epocă, opere de artă mobilizatoare sau portrete ale unor lideri comuniști, autentici sau asumați în acest fel de posteritate, dar în același timp caută să introducă pe vizitatorii gălățeni în atmosfera orașului de dinainte de 1989 prin imagini și modele tridimensionale ale unor obiective de referință pentru Galațiul comunist, combinatul siderurgic, șantierul naval. Vizitatorii vor avea ocazia să reintre în atmosfera școlii de altădată, populată de șoimii patriei și pionieri. Vor vizita un magazin alimentar devenit în ultimii ani ai epocii de aur, un adevărat muzeu al lipsurilor, vor cunoaște îndemnurile mobilizatoare adresate oamenilor muncii în cadrul unui atelier de producție sau se vor putea odihni în cunoscuta sufragerie populată de mileuri și bibelouri supravegheate de ceasul cucuc. Iată o expoziție inedită. La Galați e vorba de o expoziție dedicată a tot ceea ce s-a întâmplat în decurs de aproape 50 de ani în România. Este un itinerariu în cotidianul comunist. În perioada anilor 1950-1989. Expoziție pe care o pregătim de aproape un an de zile. Și ne bucurăm că acum să fie finalizată și să o prezentăm această idee, să o prezentăm și publicului gălățean, dar și celor care vor veni să viziteze Galațiul și Muzeul de Istorie Paul Păltâne din Galați. S-a căutat a fi puse în sub atenția evidentă a vizitatorilor perioada de început a comunismului din România, de instaurarea comunismului în România, e vorba de anii 49 până în 1964. La parter aici avem câteva obiecte de patrimoniu care aparțin Muzeului de Istorie din Galați pentru perioada Gheorghe Gheorghe Udeș. La etaj vom intra în cotidianul efectiv din perioada comunistă și cei care vor trece pragul muzeului și au fost copii în perioada anilor 88-89, copiii însemnând 10-11 ani, cu siguranță că vor retrăi anumite momente pe care le-au trăit atunci înainte de Revoluție, acum 25 de ani în urmă. Vitrine cu monede, medalii și insigne din perioada 1945-1989 vin să completeze o expoziție care va stârni amintiri printre cei mai vârstnici și curiozitatea celor mai tineri. Sunt prezente în expunere cele mai înalte distincții din ierarhia ordinelor și medaliilor socialiste, cât și însemnele minore acordate fruntașilor în întrecerea socialistă sau pionierilor și tineretului comunist. Organizatorii expozițiilor, muzeografii Mihaela Damian și Costel Ilie și documentaristul Adrian Zăinescu au folosit pentru recrearea epocii de aur a socialismului și comunismului victorios la orașe și sate materiale donate de cetățeni sau o parte din cele peste 1000 de bunuri medalistice din patrimoniul muzeului.